Conformistul este cel mai rar și rigid tip de personalitate. De la un conformist vei auzi cel mai des lucruri precum: de ce nu ai făcut așa cum ți-am zis? Nu e problema mea că nu știi să te organizezi. Fă-o și nu mai comenta. Conformiștii adoră să aibă un program și o rutină și nu le place să greșească sau să dezamăgească. Nu au probleme cu respectarea termenelor limită și nu depind de monitorizare, supraveghere sau penalități pentru a nu se abate de la drum. Ei sunt independenți și de încredere și au foarte mare stăpânire de sine. Dacă spun că vor face ceva, o vor face cu siguranță. Conformistul poate deveni foarte ușor cel care aplică orbește legea, elevul părăcios sau chiar șeful care respinge un raport doar pentru că a fost trimis cu o oră mai târziu. Conformiștii își pierd foarte repede răbdarea și pot deveni disprețuitori cu persoanele care nu sunt la fel de disciplinate ca ei. Conformiștilor le este greu să schimbe planurile în ultimul moment și se întreabă în sinea lor mereu: dacă știai, de ce n-ai zis de ieri? Conformistul se suprapune altor două tendințe, iscoditorul și binevoitorul. Avem astfel conformiștii iscoditori și conformiștii binevoitori. Conformiștii iscoditori sunt mai predispuși să respingă așteptările impuse de societate. Dacă apare un conflict între așteptările interioare și cele exterioare, atunci ei vor alege de fiecare dată să îndeplinească așteptările interioare. Pe de altă parte, conformiștii binevoitori se luptă să impună limite și câteodată ajung să se revolte. Din când în când explodează, nereușind să-și ia pauza necesară, iar apoi refuză pur și simplu să îndeplinească o așteptare. Conformiștii sunt maestri în a-și purta singuri de grijă și în a se distra și pun foarte mare preț pe orele de somn și pe exercițiile fizice. Conformiștii pot fi colegi minunați, șef grozav deoarece sunt clari și disciplinați, și pot fi antreprenori de succes deoarece fac foarte bine față stresului. Dar de cele mai multe ori par reci deoarece ei vor face mereu ce au de făcut, chiar dacă asta înseamnă să creeze neplăceri pentru ceilalți. Poți afla mai multe din cartea Cele patru tendințe de Gretchen Rubin de la editura Ac și Politon.